Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristina Ciobanu, încep știrile Agro TV. Zăpada miilor, cum o numesc bătrânii, aduce mari probleme legumicultorilor care așteptau să li se coacă primele tomate. Buzăul este sub avertizare de cod galben de ninsori, așa că temperaturile au scăzut considerabil. Legumicultorii care au solariile încărcate de tomate sau trufandale stau cu ochii pe termometre și fac focul aproape fără oprire pentru a-și proteja legumele de un eventual îngheț. Legumicultorul este cel care, aproape în fiecare an, scoate pe piață prima recoltă de tomate. Și anul acesta are legumele aproape de maturitate, însă odată cu răcirea vremii, buzoianul stă cu ochii pe termometre și face focul zi și noapte pentru ca tomatele să nu aibă de suferit. Chiar și așa, spune tatu, coacerea lor va fi întârziată. Acum facem continuu, 24 de ore. Și asta înseamnă un consum cu cât mai mare? Aproape dublu. Se tinesc aceste căderi de temperatură procesul de coacere al roșiilor? Da, dacă este nor, da, întârzie, da. Cu câte zile avem de nor, cu atâta întârzie, pentru că acum e ca și noaptea, aproape că nu stau mai mult pe loc. Iar dacă le facem căldură din cauza la lumină, nu avansează, nu cresc. Și în aceste condiții, cam când estimați că vor ieși pe piață primele tomate? Dumneavoastră erați de obicei primul care avea recolta gata primăvara. Da, sunt destul de mature. Sperăm, totuși, cum am zis, undeva pe 1 aprilie să începem să ieșim la piață cu ele. Pandemia ar putea împiedica și anul acesta comerțul în târguri, iar ciobanii se gândesc încă de pe acum cum să-și vândă miei de Paște. Pentru unii ar fi convenabil să le dea carcasă în piețele marilor orașe, dar pentru asta au nevoie și de un loc la tarabă în piață. În Delorman, crescătorii de ovine se confruntă an de an cu această problemă. Ca să scape de animale, sunt nevoiți să primească prețul oferit de intermediari. Nici autoritățile locale nu știu cum să-i ajute pe ciobanii în astfel de situații. Nu e mare lucru, domnule, niște mese și niște cârligi unde pui mielul, că mielul îl aduci și trebuie să-l vinzi astăzi. Că dacă nu l-ai vândut astăzi, nu se mai numește miel. Piețele noastre făcute de munca noastră a țării le-au privatizat și au băgat șoșoni, și au băgat îmbrăcăminte, tot felul de prostii și numai piața agroalimentară nu se numește. Cei mai mulți dau la negustori. Deci e greu ca să ajungă tu ca producător să ajungeți în piață să vă vindeți produs, ca producător să vândă produsele, e foarte greu de ajuns. Deci numai până relații și până oameni să ajungă să vândă miei direct la beneficiar. Da, toată lumea, toți dau la negustori. Deci noi muncim în zatar, negustorii să fac miliardari și noi muncim pentru ei. Acum să vedem cum o fi timpul și ce... O vrea Dumnezeu, că am înțeles că va veni și a treia parte de pandemie. Nu se știe nimic în ziua de azi este. După zi pe alta nu știm cum va fi merg treburile. Vă e frică că veți rămâne cu miei? Nu se știe că rămâne sau nu rămâne, rămâne pentru toamnă, dar nu cred că va rămâne, că animalele în general sunt pe cale de dispariție. Deci nimeni nu mai va veni la țară să muncească, nu mai e forță de muncă, nu mai este nimic. Deci care... Sunt oameni care cresc animale, sunt ăștia care sunt, alții nu mai vor fi. Adaptarea activității de creștere, exploatare și ameliorarea ovinelor la noile cerințe economice au făcut ca ponderea efectivelor de rumegătoare mici să crească simțitor pe plan național. Cu toate că majoritatea mioarelor noastre iau drumul exportului, piața locală poate juca un rol important în acest sector. Președintele crescătorilor de ovine Maramureș crede că prin înființarea de abatoare mici la nivel național, oaia românească ar putea ajunge mai ușor pe rafturile magazinelor românești. Sigur, noi nu avem cultul să mâncăm carne de miel foarte mult. Zona de sud mai este, dar la noi nu este. Și ar fi păcat, pentru că puncte de sacrificare, dacă s-ar putea face și de să putem intra pe supermarketuri, pentru că e foarte important lucrul ăsta, să avem puncte de sacrificare și de primă, știu eu... Prima parte al procesării cărnii, să dăm în carcasă, să dăm în carcasă la supermarketuri, pentru că e foarte, foarte important, e altul prețul. Sigur, cum am zis, anul trecut a fost prețul bun, dar sunt ani în care cererea la export sau să închid exporturile și atunci ne blocăm. Și aici ar fi o variantă care ne-ar scoate din impasul ăsta sau, mă rog, din problema care avem de la desfacere.
Sunt abatoare private, sunt abatoare care lucrează pe alt tip de animale și atunci foarte greu să faci această înțelegere cu el, sau mă rog, pentru că fiecare își face partea lui de business. Credeți că ar trebui puncte de sacrificare cu capacitate mai mică? Alea ar fi cele mai bune în domeniul ăsta, pentru că ai putea să intri încet, încet, să intri pe supermarketuri. Culturile de porumb din țara noastră sunt în pericol și nu doar din cauza secetei. Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, Valeriu Tabără, avertizează asupra două mari probleme cu care se confruntă culturile din România, în special cele de porumb. În emisiunea Agricultura la Raport, acesta a tras un serios semnal de alarmă pentru că urmările pot fi dezastruoase. Să vedem despre ce este vorba. Cine știe, de pildă, că avem două pericole mari la porumb? Le-am avertizat și azi. Diabrotica virgifera, corect, care poate distruge, să facă prăpăd și să nu avem niciun mijloc de a o conveni. Și uitați-vă că te duci să cauți un porumb de fiert, un ștulete, și în fiecare găsești câte două larve. Iar din august, vezi la sfârșit, vezi la vârf, apariția mucegaiului. Fuzarioza înseamnă și micotoxine. Micotoxine pe care o regăsesc în boabele de porumb și care merse în alimentație și a omului și a animalelor, creează mari probleme. Dar sunt țări, cum sunt țările nordice din Europa, care dacă au numai urmă de aflatoxină, nu ți-l primește, ți-l respinge la export. Suntem extrem de vulnerabili în acest punct de vedere. Și asta încerc să avertizez de foarte mult timp, chiar cu riscul de a fi pus la zid, și ani de zile am fost pus la zid, am fost făcut și agent american de influență, de venit să vorbești despre ceea ce înseamnă progresul real. Doi, știu și colegii din asociații, dacă noi nu vom introduce metodele noi de ameliorare, de cercetare, de revoluționarea tehnologiilor, noi nu vom putea realiza acest Green Deal de care se vorbește, care este generos. Eu nu spun că nu e, dar Uniunea Europeană și-a anulat exact căile de a le atinge. Irigarea culturilor este în primul rând o metodă de a reduce riscurile în afacerile agricole. Da, oamenii au înțeles asta, dar când se gândesc la cheltuieli, mai că își pun mâinile în cap. Costurile ridicate cu energie electrică și pentru alimentarea cu apă erau principalele argumente ale agricultorilor, care renunțau an după an la utilizarea infrastructurii de irigații. Însă mai există și alte cheltuieli la care nici măcar nu te gândești până nu te lovești de ele. Spuneați că ați făcut pentru o suprafață limitată de teren un sistem prin care ați udat prin picurare. Cât de mari sunt costurile și ce aș mai vrea să discutăm? Faptul că acele furtune care merg în pământ și udă, în fiecare an sunt înlocuite, sunt consumabile, sunt schimbate. Da. Se schimbă. Ele sunt undeva în stânga camerei, sunt adunate acolo și povestesc că nu există doritori care să le ia, să le ducă către o topitorie, către cei care colectează mase plastice, numai contra cost. Adică nimeni nu vrea să le ridice fără bani și să câștige după ele. E un lucru ușor ciudat, pentru că ar putea fi refolosibile. Sau da, refolosite, da, într-o altă formă. Da, am căutat să dăm aceste furtune, care benzi de picurare, cum le spunem noi, pe care într-adevăr le schimbăm anual. Ni s-au cerut bani, o să mai căutăm, dacă nu reușim, probabil că o să dăm și bani, pentru că avem obligație vis-a-vis de mediu să le reciclăm. Iar vis-a-vis de costurile sistemului de irigare prin picurare, undeva la 3.500 de euro pe hectar, din care 300 de euro sunt benzile de picurare, care sunt, cum am zis, consumabile, iar restul sunt investiții care se amortizează în 5-6 ani. Lei fleturi, tuburi, mufe, pompe, coturi și așa mai departe.
Fermierii români afectați de secetă la culturile de primăvară așteaptă cu disperare o formă de ajutor din partea statului pentru a-și putea salva afacerile. Nu cu mult timp în urmă, reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare au stat la masa negocierilor atât cu Florin Câțu, cât și cu Adrian Oros pentru a găsi o soluție de acordare a acestor despăgubiri. Unul dintre fermierii prezenți la discuție a fost Alexandru Baciu, care se declară însă total neîncrezător în posibilitatea de a mai vedea vreo formă de sprijin din partea guvernului. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook AgroTV, fermierul din Călăraș spune, citez, fermierii au fost mințiți, iar despăgubirile nu vor mai fi plătite. Un articol foarte bine documentat pe acest subiect îl găsiți dacă accesați site-ul nostru agro-tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă. Suprafețele agricole cât de curând urmează să fie supravegheate din spațiu. Nu este subiect de film științific sau fantastic cu fermieri, ci pură realitate care se va petrece doar peste câțiva ani. Despre această constelație a sateliților pentru agricultură au aflat colegii de la AgroTV Moldova, care au realizat și materialul pe care îl prezentăm în minutele următoare. Terenurile agricole din întreaga lume vor fi monitorizate din spațiu până în 2024. O companie specializată în imagini va lansa pe orbită 7 sateliți optici denumiți EOSAT. Misiunea are drept scop obținerea unei colecții de fotografii pentru procesarea și analiza informațiilor obținute în domeniul agriculturii. Specialiștii vor astfel să contribuie la abordarea provocărilor globale presante, cum ar fi schimbările climatice, degradarea terenurilor sau amenințările asupra mediului înconjurător. În aceste condiții, pentru creșterea producției alimentare este nevoie de o agricultură durabilă, iar fără date fiabile, acest obiectiv devine aproape imposibil de atins. Constelația din sateliți va face în conjurul Pământului în 3 zile, iar fiecare dispozitiv este proiectat pentru o activitate de 5 ani. Vor fi colectate informații despre sănătatea culturilor, clasificarea plantelor, estimarea umidității solului, a degradării acestuia și despre condițiile meteorologice. Primii sateliți vor fi lansați la începutul anului 2022. Made in Romania pentru producători, concursul inițiat de compania Malagro, organizat în premieră în acest an, dorește să identifice și să premieze cele mai bune soluții aplicate de horticultorii români. Sunt invitați să participe toți cultivatorii care utilizează soluții neobișnuite și inovative. Câștigătorii vor primi premii substanțiale oferite de organizatori. În curând veți putea afla mai multe despre concurs accesând pagina de Facebook a Malagro sau site-ul www.malagro.ro. Dosarele se pot depune din momentul anunțării concursului până la toamnă, iar în luna noiembrie va avea loc și gala de premiere, unde câștigătorii vor intra în lumina reflectoarelor pentru a fi cunoscuți de toată lumea. We, the KNK and the Malagro, we have been working closely with the working closely together in the Romanian market in the last more than one year, more than approximately 2 years. And we think the Romanian horticulture sector has great perspectives, either for Malagro and either for the Romanian farmers. Let me introduce a little bit the company Malagro and introduce the program Made in Romania, what we are launching this year together with KNK. We worked out together the details. Malagro sees clearly a big potential and future for the Romanian market. It's getting more and more professional. The Romanian market, I'm talking mainly about the horticulture, has grown a lot and still is. We see clearly the potential in the market. The program has started. We'll start right now from today. We created a link. We have a website, www.malagro.ro/made-in-romania. It will be activated in the afternoon, and we kindly ask the farmers that they should give some basic information about their production. They can load up pictures. They can give. They should give their names, the location where they are, what kind of crops they produce. Mainly we are looking for, we will have one big winner, let's say, the Made in Romania winner, who will win everything. And then we will have 5 different categories. We will have vegetable category, we will have the fruit category, we will have the ornamental plant category, then the 4th one will be the small farming, and the 5th one is the organic farming.
În premieră pentru industria agribusiness din România, AgriCover transformă conferințele tradiționale în emisiuni de televiziune. Azi, începând cu ora 20, Agricultura la Raport cedează spațiul de emisie celui mai prestigios eveniment dedicat viei vinului și viticultorilor. Pe parcursul orelor de emisie vor fi prezentate inovații tehnologice pentru sectorul vitivinicol prin intermediul prezentărilor susținute de către reprezentanții companiilor globale producătoare de inputuri agricole. De asemenea, prin intermediul reportajelor dedicate, câțiva dintre cei mai recunoscuți specialiști, oenologi și proprietari de crame din România își spun poveștile cu și din pasiune pentru vin. Moderată de Cătălin Păduraru, expert în piața de vin și președinte Vinarium International Wine Contest, emisiunea prezintă și experiența inedită a organizării unui concurs internațional de vin în pandemie. Viticon este o tradiție pentru AgriCover și are forța necesară pentru a reuni viticultori producători de vin, reprezentanții cramelor, oenologi și experți din lumea vinului și continuă susținerea demersurilor pentru a se apropia de un obiectiv comun, acela de a construi împreună un brand viticol pentru România. Așadar, azi, 11 martie, ora 20, vă așteptăm în fața televizoarelor în număr cât mai mare. Componenta principală a mult utilizatei pastile de aspirină a fost extrasă pentru prima oară din scoarța de salcie albă în anul 1835. În timp, din acest copac s-au obținut și alte substanțe extrem de benefice în tratamentul unor diverse afecțiuni. Vă invit să redescoperim împreună această adevărată minune biologică în cadrul rubricii Minutul de Sănătate. Salcia, salis species. Spun species deoarece sunt mai multe specii de salcie care se pot recolta. De fapt, toate. De la salcie se recoltează mai multe produse. În primul rând se recoltează coaja când intră în vegetație. Uitați. Se recoltează frunzele când apar frunzele. Și se recoltează ori florile, de fapt, și florile mascule și florile femele. Florile mascule au un fel de mățișori. Știm cu toții că prima dată aspirina a apărut din coaja de salcie. Deci are acid salicilic, coaja de salcie. Este puternic astringent, este antihemoragică, hemostatică, deci oprește hemoragiile, coagulantă, anestezică, datorită aspirinei vegetale pe care o are, febrifug, scăpăm de febră, sudorifică, tonic, digestiv, vermifug, scăpăm de vermișorii din stomac, frunzele, la fel, au cam aceleași proprietăți, dar vreau să mă refer în special la florile femeiești și bărbătești. S-a constatat că florile femeiești ale salciei au hormoni necesari doamnelor, deci florile. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, cerul se va înnora treptat în cea mai mare parte a țării. Îndeoseb din a doua parte a nopții, vor fi precipitații în general slabe cantitativ, mai ales ploi și lapoviță în regiunile vestice și predominant ninsori în cele nordice, nordvestice și pe spații mai mici în cele centrale. În munții Apuseni și în jumătatea de nord a Carpaților Orientali va ninge, iar vântul se va intensifica treptat, mai ales la altitudini mari, cu rafale în general de 70-80 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada.
Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10, minus 8 grade local în Muntenia și estul Transilvaniei și 3-4 grade în sudul Banatului. Cu precădere în regiunile sudice, pe arii restrânse va fi ceață. Mâine vremea se va încălzi ușor față de intervalul precedent, dar îndeosebi în regiunile extracarpatice, local se va menține deosebit de rece. Cerul va avea înorări temporar în sud și va fi mai mult noros în restul teritoriului. Temporar se vor semnala precipitații, predominant sub formă de ninsoare la munte. Vântul va avea intensificări la altitudini în general de peste 1500 de metri, vor fi rafale de peste 80-90 de km pe oră, iar ninsoarea va fi viscolită și zăpada spulberată, dar și în restul teritoriului, local și temporar, cu viteze în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 3 și 11 grade. Seed Sprint ai prima poziție la start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Acest îngrășământ starter, Seed Sprint, îl folosim din 2016 cu mult succes. Fiecare agronom știe că tinerile plantuțe au nevoie de, în primele faze de vegetație, de fosfor. Fosforul care este ușor accesibil, acest îngrășământ are o granulometrie perfectă, o aplicare localizată în jurul boabelor. După folosirea Seed Sprintului, planta de porumb a profitat de aplicarea acestui produs și creșterea a fost explozivă. După răsărire, imediat s-a văzut diferență. La două săptămâni era, a lăsat în urmă pe alu vecinul. S-a văzut diferență. Și a avut explozie foarte bună, adică a crescut foarte repede. Colegul dumneavoastră a încercat să scoată cu mâna, n-a reușit. Da, și ne-am dat seama că da, într-adevăr, diferența este mare la rădăcinarea plantei. După care am găsit, într-adevăr, o rădăcină destul de viguroasă, destul de bogată, foarte lungă, adâncime în profunzimea solului, unde nu am folosit, se vede diferență. Aici undeva solul are undeva de un pH de 5,4. Deci, ca să fie porumb în condițiile astea la un 5,4, undeva e o diferență, se vede unde. La start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom.